Bun găsit la Artfel de Jurnal, un alt fel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. În episodul de astăzi este vorba despre frumusețea urâtului. Vi se pare că sună contradictoriu? Veți vedea că nu este neapărat întotdeauna. Așa că vă invit să o descoperim împreună pe artista Tincuța Marin. Tincuța Marin s-a născut în 1995 la Galați, acum este doctorant la Universitatea de Artă și Design din Cluj. Și cum mărturisea Tincuța, cartea ei preferată este Istoria urâtului, un volum îngrijit de renumitul scriitor și filozof Umberto Eco. În partea a doua este vorba despre expoziția Die Sonne und Mitternacht schauen, să privești soarele la miezul nopții, de la Lembachhaus München. Vrăjitoarele din Macbeth aveau dreptate când strigau: frumosul e urât și urâtul e frumos. Moștri și demoni au locuit catedralele și mănăstirile medievale. Diavolii s-au regăsit în manuscrisele cele mai vechi. Într-o ilustrație din secolul al XV-lea, din povestea lui Merlin, diavolul este pe cale să facă ceea ce îi făcea cea mai mare plăcere, să seducă sufletele pure. Legenda spune că vrăjitorul Merlin, cel care avea să devină sfătuitorul regelui Arthur, a avut drept tată un demon și mamă o călugăriță din țara Galilor. Ilustrația legendară, descoperită în cartea ei preferată, Istoria urâtului, ediție îngrijită de Umberto Eco, este reluată de artista Tincuța Marin. A înlocuit vasul din fereastră cu o lumânare și a introdus un alt simbol legendar: corbul din poemul lui Edgar Allan Poe, Niciodată, Nevermore. În bestiarul Tincuței Marin, personajele grotești nu sunt exemple de frumusețe, dar nici nu sunt percepute ca periculoase. Monștrii Tincuței Marin răspund la întrebarea filozofului german Lessing: îi este îngăduit picturii să se servească de urâțenie ca să realizeze comicul sau groaza? E incontestabil că urâțenia inofensivă poate deveni comică. Personajul cel mai des întâlnit în pictura ei expresionistă, în culori dure, contrastante, este Bigfoot, o arătare grozavă, imensă, galbenă, cu picioare mari, cu corpul acoperit de țepi și care ține mai mereu un cuțit în mână. Uneori, el seamănă cu mai blânzii ciclopi al lui Odilon Redon din 1883 sau 1895. În 1893, Bigfoot, descris ca o ființă umanoidă bipedă, apare într-o poveste publicată de Theodore Roosevelt. Și dacă pe atunci era o entitate misterioasă din păduri, astăzi Tincuța Marin ia arătarea într-o călătorie prin istoria artei. Ne privește de după vasul cu floarea soarelui a lui Van Gogh sau din lecția de anatomie a doctorului Tulp a lui Rembrandt sau îl vedem luptându-se ca Sfântul George a lui Ucelo cu balaurul. Sau, pur și simplu, îl regăsim în propriul său atelier de pictură. Mereu m-a atras frumusețea urâtului, grotescul, deformările, chipurile atipice, straniul, bestiarul, monștrii, demonii, dinozaurii, simbolurile, moartea, visul, forma. Prin toate aceste subiecte, teme și leitmotive vreau să exprim o emoție, dar fără să recurg la clișee narrative. Picturile mele coagulează scene care nu se subscriu neapărat unei atitudini estetice, dar delimitează căutarea unui proces foarte personal de fabricare al imaginii. Este o provocare complexă. Thank you.
În expoziția Die Sonne um Mitternacht schauen, să privești soarele la miezul nopții, de la Lembachhaus München, sunt expuse aproape exclusiv lucrări care exprimă poziționările feministice în arta contemporană. Titlul expoziției este inspirat de numele unei instalații de fotografii de Katharina Sieverding, fostă studentă a lui Joseph Beuys. Autoportretele în care fața este acoperită cu auriu amintesc de reprezentările zeităților, dar și de măștile din aur purtate de regele Agamemnon. O temă centrală a expoziției este cea a corpului feminin. Este vorba despre identitate, sexualitate, egalitate în drepturi, dar și despre structurile de putere existente în lumea artei. Maria Lasnik, cu ineditele ei autoportrete nud, de exemplu, în cele mai diferite ipostaze, o pictură referitoare la conștientizarea corpului. Sunt prezentate și imagini din performanța radicală din anii 60 a artistei Vali Export, care purta o cutie ca o sală de cinema peste sânii goi și îi expunea nu văzului, ci atingerii bărbaților. Un discurs performativ despre voyeurismul masculin asupra corpului feminin. Sau fotografiile artistei Cindy Sherman din seria Dezastru, în care, pentru prima dată, nu ea se pune în scenă, ci rearanjează fragmente de corp în peisaje apocaliptice șocante. O idee născută din dezgustul propriu față de fotografiile înscenate artificial din lumea modei. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Dacă aveți propuneri de subiecte, dacă vă doriți să vedeți ceva anume în Artfel de Jurnal, scrieți-mi în comentarii. Nu uitați să vedeți frumosul, chiar și în urât.